Iară trebuie să mă tund, iară trebuie să mă aranjez, să mă bărbieresc. Dar păi numai vineri, nu a început încă weekendul. Bine, bună dimineața, cafeluța de rigoare. Este cafea. Este. Pe fund, vorba bancului, că zicea cineva că numai cafea nu-i în cana asta. Păi, de pălincă e prea târziu, de bere e prea devreme. Mai bine bem cafea să facem o medie. Bună dimineața, cum sunteți? O să aflu în comentarii. Pregătiți de un nou video, pregătiți, mulțumesc de abonare, ați și intrat pe canal. Nici nu știți despre ce o să vorbim astăzi, dar sunteți aici alături de mine și vă mulțumesc, nu-i așa, că vinerea e mai greu, dar totuși eu mă bazez pe voi. Ați dormit bine? Sper că ați dormit bine, că sunt alții care nu dorm de 4 zile. De 4 zile nu doarme Jador, că a scos un clip cu Carmen de la Sălcioa și nu doarme. De-aia a apărut și titlul în ziare, zice, oare s-a sărutat Jador cu Carmen de la Sălcioa? Asta e întrebarea pe care o vom purta în suflete până se lămurește situațiunea. Da, un nou hit de vreo 5 milioane de vizualizări până acum au scos, în care tema îi insomnia. Insomnia. Mai avea ba nici o melodie cu Insomnia, dar aia are numai vreo 100 de vizualizări, 100 de mii de vizualizări aia cu ziua Doru mă omoară greu ca pietrele de moară, iar în noaptea mă învie cu flori mari de insomnie. Acum versurile saltele. De 4 nopți nu pot să dorm și nu vreau ca să adorm, că mă gândesc numai la tine și nu-mi e bine. Ai, lai, lai, la, piese de astea în trend. De astea de le ascultăm o zi, a doua zi uităm și a treia zi dăm peste altă piesă în trend în care aflăm că artiștii nu pot să facă treaba mare. Că acum așa, în melodii, îți exprim tumultul cotidian, tumultul zilnic. Fără nicio legătură cu știrea asta, dacă s-a pupat cumva Jador cu Carmen de la Sălcioa, salutăm faptul că s-a înființat poliția animalelor. E, miau, ham, ham, aveam nevoie de așa ceva. Aveți grijă să nu vă maltratați de unii singuri mățu, că vine poliția și vă întreabă, îți smotocești pisicuța? Da, când nu am partener. Vedeți că și Ferma încearcă, emisiunea Ferma încearcă să facă rating, dar nu reușește pe primul loc, sunt toți șefii la cuțite. Degeaba ai o găină bătrână, cum e Mihaela Rădulescu la Ferma, că tot nu face supa bună cum o fac șefii la șef la cuțite. Asta este. Ferma a fost bătută de șef la cuțite pentru a nu știu câta oară, iar domnul Rafila a bătut palma cu PSD-ul, Marcel Ciolacu, Radia ieri, deci că a trecut pe la Cernobâl, în sfârșit au și un nume notoriu, un nume curat, un nume nepătat în PSD. Domnul Rafila, microbiolog, șef organizației de microbiologie din România, reprezentantul României în forurile internaționale. Ce să zicem? Bine că a venit la PSD, dar deja a și preluat tonul alarmist al PSD-știlor. La câteva ore după ce a intrat în partid, a spus așa, sunt 4.000 de infecții pe zi, dar de fapt sunt 40.000. Nu, așa, nu începem bine. Nu începem bine dacă microbiolog, pe la câte bacterii și organisme nesănătoase sunt în PSD, o să aibă de lucru. Domnul Rafila, puneți microscopul pe colegii de partid, că trezorierul PSD-ului a fost condamnat ieri la 5 ani de închisoare pentru delapidare. Deci de lucru, domnul Rafila. Ludovic Orban a zis că a greșit partidul, trebuia să se orienteze mai bine. Oricum PSD-ul va pierde alegerile, așa că domnul Rafila a făcut o greșeală că s-a înscris în PSD. Omul candidează, o să ajungă în Senat, o să stea 4 ani liniștit și o să primească și pensie specială. Și hai să spunem așa, să o spunem pe aia dreaptă. La alegerile locale, peneliștii au transferat vreo 100 și de foști primari PSD. Măcar Rafila n-a fost afiliat niciunui partid până acum. Îi transfer curat. Se mai gândește domnul Ciolacu să transfere pe Mitriță, pe Deac și de ce nu pe Camora? Că tot sunt liberi de contract de la Națională, că acolo nu joacă fotbal. Cu Gabi Tamaș, ăsta e în Liga a doua, nu știu dacă îl transferă. Gabi Tamaș chiar era o știre plăcută și frumoasă, a mers, l-a plantat copaci în Cluj-Napoca. Nu vă gândiți la prun și la peri și la mer, nu, a plantat frasin și paltin. Ei, după o vreme, trebuie să îți faci și mobilă. Dacă așteaptă vreo 60-70 de ani din paltinii plantați, își trage o mobilă și după aia mai trebuie încă vreo 60-70 de ani să facă o bibliotecă. Dacă are mobilă, pune și în bibliotecă. Nu era mai simplu să pună niște prun și să-și ia cazan? În 10-12 ani avea și materie primă.
Da, păi PMP-ul a transferat, bine, a transferat pe Dorinel Munteanu. L-a transferat pe Dorinel Munteanu pe listele sale de parlamentare. Dorinel Munteanu candidează la Parlament aici în Cluj-Napoca. Bine, pe listele județului Cluj ale PMP-ului. Acum, să vedem, Dorinel Munteanu, care e capabil de efort, să vedem cât o să alerge în campania asta. Mi-e frică să nu zic că la sfârșit, domnule, am luat numai vreo câteva mii de voturi, dar am alergat 300 de mii de kilometri, că el e un fotbalist foarte, și acum a retras, e un fotbalist foarte activ. PMP-ul, da, l-au pus pe listele parlamentare, în fruntea lor, l-au pus pe Neamțu, Mihai Neamțu, ăla de nu a făcut nimic la capitală, pe Mihai Neamțu la Timișoara. Păi la Timișoara e deja un neamț, ce să facă, e pleonasm, Neamțu să caute... Ce să caute încă un neamț lângă un neamț. Dar mă rog, și Eba. Eba, fetița lui tăticu Eba, mamă singură de trei copii, candidează din partea PMP Constanța. S-o gândit bine. Dacă iese, și sigur iese că e prima pe listă, o să stea toată vara la plajă, o să facă reclamă la nisipul românesc, copiii stau de bine de rău acolo la malul apei, ea o să mai meargă în Parlament, o să mai râdem de intervențiile ei și uite, uite așa, toată lumea e mulțumită, toată lumea e mulțumită. Acum e toamnă, pe când vine iarna, o să fie validată drept deputată sau senatoare și uite așa, la vară o să-i meargă bine. Iar în primăvară poate și o Dacie. Ați văzut? S-a lansat noua Dacie electrică, prima Dacie electrică românească, intitulată Dacia Spring. Am avut Dacia 1310, Dacia 1100, Dacia al Sandero, Dacia Logan și acum Dacia Spring, Dacia electrică. Maxim 125 la oră și calcă și rufe. Fiind electrică, ea calcă și rufe. Visul românilor, domnule, să aibă o Dacia electrică. De ce zice electrică? Te cam arde la buzunar când dorești să o cumperi. Are o autonomie bună undeva la 225 de kilometri. Deci ai încărcat-o, are o autonomie 225 de kilometri. Prietenii noștri de la Ținutul Secuiesc, renumitul Târg Bogar Ioan, ce așteaptă Secui, Secui Spring. Dacă este Dacia Spring, așteaptă Secui Spring. O mașină autonomă care să meargă numai în secuime și să fie frumoasă și de vreme odhon acasă. Da. Uitați că mai facem și mici renovări, mici modificări, mici upgrade-uri. De săptămâna viitoare, ansamblul Brâncuș de la Târgu Jiu va intra în renovare. Masa tăcerii, poarta sărutului și coloana infinitului. Mici renovări, căci că numai până în noiembrie 2020 trebuie ține contractul ăsta de rejuvenare a ansamblului. Deci nu știu dacă o face ei mare lucru, atâta mă rog să nu mai dea cu jet. Știți? La ultima renovare a ansamblului au dat cu un jet de ăla, de zici că era spălătorie auto. Au spălat monumentele lui Brâncuș, așa de nervos a fost Brâncuș, de nici nu s-a mai întors în groapă când a aflat vestea. Că poate vine Iohannis și se așează iară la masa tăcerii, oricum el e definiția tăcerii, să-și facă o poză de Facebook și să nu găsească acolo o mizerie la masa tăcerii. În fine, astăzi este ziua mondială a alimentației, ne alimentăm cu cafea. Mai încolo vedem noi cu ce ne alimentăm, vă doresc un sfârșit de săptămână incredibil, dar în același timp plăcut. Eu zic să strângem bani, să ne luăm niște dăcii de astea electrice. Și apoi să facem cu ele liniuțe în trafic. Pe când terminăm de plăti ratele la Dacia, o să ne facă și americanii autostrada. Autostrada aia de la Gdansk până la Constanța. Și o să mergem electric. O să stăm acolo electrificați. Ce ne pasă nouă, o să fie bine. Weekend plăcut, tot ce vă doriți. Și ne dăm întâlnire aici pe canal luni dimineața până la orele 10, 10 și ceva. Nicu Bendea vă salută și îmi cer scuze dacă am exagerat cu ceva.